Charlotte. Azi am avut o zi plină. Băi, birit, 15 minute pe bicicletă, 15 minute promenată pe bicicletă, cu sprint final de 25 de km la oră, și după aia două liniuțe, la 30 de minute, care mi-au făcut driftul. Am rezolvat asta. În plus, am reușit ca să postez o semnare la folderul ăla care mi-e drag mie, în care am arătat importanța 8 găuri. Parcă 8 erau. Un proiect. Iată, mă duce capul. Manipul mini technicus. Și acum finalizez cu o însemnare. Care va fi mai scurtă. Vedeți, titlul ăsta e ciudat. Puneți în frână și intrați pe linkul ăla, prostul satului. Ați intrat? Ați citit? Bine, intrați și pe la întâlnire. Monseur Vasile. Schița asta între doi mari actori e de milioane. De câte ori mă uit, o savurez. Însă, trecând puțin mai departe de schița asta, spun un mare adevăr, Monseur Vasile. Asta e casă, asta e balamuc. Exact este poziția mea care o am la actuală față de clasa politică. M-am săturat să fiu la curent cu cea mai recentă trăznaie, că nu e ultima, din păcate. Nu mai rezist. Și acum, în special la Antena 3, s-au apucat seara de seară, mai scot cât un căcat de ăsta. Te crucești. Și cei care au produs și au mâncat căcatul la vremea respectivă, apar ca niște floricele acum. Și da, păi știam și eu, dar nu mai pot. Și nu mai merită. Iar cel mai recent răhățel, grăsuț, cu fălcuțe, îl vedeți intrând pe linkul ăla de jos, Marian Păun. Credeți că este vreun acar? Acarul Păun? No. E președintele Autorității de Reformă Feroviară. Vorba lui Mircea Badea, asta nu știe ce caut el în viața lui. Salariul baban de la stat. Cred că niciun partid nu își recunoaște că l-a băgat acolo, dar e acolo și vrea să muncească. Și eu trebuie să mă uit la ei. De ce? N-are rost. Mă enervez în mod inutil. Și de-aia refuz să mai mă refer la oamenii politici. Gata. M-am lămurit. E prea de ajuns. Nu mai merită. Doar actuală, între oamenii politici frecventabili, cum să spunem, din punctul meu de vedere, care gândesc coerent, domnul Pleșoianu, până la ora actuală nu l-am prins cu niciun bed în gândire. Altul e Ghișe. Acum am apărut unul la Comisia SRI care tot așa vorbește coerent. Dar în rest, ăștia sunt oameni politici. Înainte de 89, pe linie politică, mergeau cei care nu aveau nicio calificare intelectuală și profesională. Chit că terminase o facultate, dar erau bâtă. Și ar fi murit de foame dacă intrau în industrie, în mod normal. Și atunci au luat pe calea politică. Am dat exemplu cu Babone ăla, ultimul din promoția lui, așa de prost era pregătit că a trebuit să nu l-au acceptat ăștia la examen.
că va desfârși de licență. Și a dat separat. Știți care e culmea? Va pune primul din promoția lui care a ajuns general. Deci vă miră situația care e acum? Nu. Asta e. N-am la ce să mă uit. Mă enervez, vorbesc domnul singur. De ce? Pentru niște idioți de ăștia. Când mergeam la Sucru Miu, cum se spune, la țară, lăsa mașina în curte, bineînțeles. Descuiată, bineînțeles. Și venea câte un puș de la din vecin și mă întreruga ca să las să conducă și eu. Condu-mă! S-a așezat la volan, nu spunea centură, că încă nu era moda cu centură, și începea, tragă de volan, bârf, și făcea niște mișcări așa că și îl conducea. Ei, dacă vă uitați la ora actuală pe sticlă, toți ăștia care sunt factori de decizie, așa ne conduc. Le bubuie prin minte câte ordonanță de aia și nici nu apucă aia să răcească, când vin reacțiile. Bă, dar n-ați ținut cum că asta se bate cap în cap cu asta, vedeți că se contrazice cu asta, dar vedeți că asta o anulează pe aia. Rectificăm. Înțeleg la ministere să fie mult personal. Acolo e nevoie de o muncă de concepție. Asta presupune că atunci când coci câte o ordonanță de genul ăsta, faci niște simulări. Ei, și că nu ți-a ieșit ceva care se potrivește la sigletul masii, asta e. Dar când toată țara urlă că ai dat-o un gard, tu ce mai cauți acolo? Lasă așa, uitați-vă la Ministerul Învățământului. Cum vine cât un ministru nou, primul lucru schimbă legea învățământului. Și iar o ia de la început. Sunt niște conducători de tranzicție. Și nu mă pot supăra pe ei. Dacă îi dai jos pe absolut toți, nu e o problemă. A doua zi scoți altă garnitură, la fel de tăpiți. Și dai jos și pe aia, foarte bine. A treia zi scoți altă garnitură, la fel de tăpiți. Și tot ținem așa. De ce? Păi de ce? În Franța a venit după 2000. Premierul chinez a fost prima dată când a venit ăsta în Franța. Și ăsta, bineînțeles, au prezentat Louvre, Bastilia. Și pe aia, stând la o cafea sau ceai ce dracu beau ei, l-a întrebat pe premierul chinez: ce părere aveți despre Revoluția din 1848? Și premierul chinez a spus, rețineți, era în 2000 și ceva, a trecut prea puțin timp să ne pronunțăm. Ei, noi suntem în situația asta. Indiferent pe care îi pui, ne bagă în gât. Când eram mai tânăr și mai prost, acum sunt mai bătrân, dar în rest am rămas la fel, tot așa mă uitasem la televizor și explodam de nu știu ce dracu, că am văzut acolo, pe linie politică. Mai treia taică-mea și atunci încep să-i spun, uite asta, asta, asta. Și taică-mea a lăsat sportul și îi spune, ce înseamnă în viața unui popor 20 de ani? Că asta motiva meu. Trecut 20 de ani și uite cum e aici. Deci o zi. Așteaptă să tragă ziua. Și eventual încă una, încă una și pe aia să vezi că merg treburile mai bine. Și atunci știu că reacția mea a fost așa. Tată, dar în păcate eu mă nasc, trăiesc și mor în ziua aia. Dacă mea nu mi-a dat replica lui Iohannes, dar se potriva. Ghinion. Asta e problema mea. Pentru protecția mea internă, refuz să mai comentez asemenea bazoconii. Când mă uitam la QVC.
Doamne, eu... superlativul e puțin spus. Ea cu gurița ei a spus despre nu știu ce înregistrare care s-a făcut la o ședință la care vorbise ea, că s-a dovedit de inspecția judiciară că aia nu e reală, că e trunchiată. Și cum a făcut treaba, a căutat pe net, a găsit ce a zis inspecția judiciară, care, culmea, a zis că nu e trucată, că e reală. Dar asta a apărut. Și are vreo problemă chirveșe. I s-a făcut vreo crăpătură la obraz? Nu. E un adevărat om politic. Orban, care era contra ei până la Dumnezeu, după ce a descoperit ea, el treaba aia, cine nu sare, intră la răcoare, tot el a spus că este ok ce face Căveș. Și o să mă enervez pentru asta? Am foarte rol la muncă manuală, sunt așa de încântat că reușesc să fac o treabă. Normal, la nivel mini-tehnic, că atâta mă duce cap. Dar sunt niște noutăți. Dacă are cineva curiozitatea, o să vedeți că tot folderul a început, a apărut în cauza unei Adam Bla. Că era o discuție în spațiul public, atunci cu drepturile de autor. Ca să nu se impoziteze. Și Adam Bla a spus, domne, trebuie impozitat. Că așa și zugravul poate să spune că a zugrăvit original și vrea drepturi de autor. E, și la pornind la tabla asta, am ajuns la însemnarea 400 și ceva, 400 și ceva, în care marea majoritate a lor sunt pe drepturi de autor ale mele. Adică întâi au fost gândite aici, după a ajuns pe site și pe aia poate să le folosească cine vrea, că nu mă interesează. Și eu mă simt mândru de ele. Știu, sunt niște fleacuri la nivel mini-tehnic, că atât mă duce capul. Dar mă aparțin. Și de-aia lozinca mea, noutate în apartamentul 14, noutate pe scara, noutate pe jepilul 34, noutate în răcădău, mai sus căutați. Da. Atât am avut de spus aici. Refuz dintr-un silențiu stampă în privința oamenilor ăștia politici, decât când o apărea unul care să merite să-mi consume timpul meu. Când mănâncă picace și așa când îi văd, n-am ce face. E, cum văd că mai am puțin timp? Trec puțin la un purpuriu. Că am zis eu că am terminat toate firmiturile, dar încă mai erau unele. Einstein, când a murit, ca o paranteză, Einstein s-a îmbolnăvit, puteau să repare așa și tipul a refuzat să-i facă operație. Și a spus, vreau să plec atunci când vreau. Mi-am făcut treaba, este timpul să plec. O să o fac într-un mod elegant. Apreciez. Da. Într-un fel, și eu vreau să trag apa la veceu după mine singur. Când o fi să plec. Și eu am spus ce am avut de spus. Și că dacă în loc de însemnarea 400 ajung la însemnarea 600, sunt 400 care mă descriu bine pe mine. Aici la însemnări, ăsta pe blog, 1205. S-a ajuns la 1250. Mă descriu bine cele 1205 însemnări. Mă pot reconstitui. 1 prin 1899 a spus o treabă. Un congresman, Willard Van Diver,
În Congresul Statelor Unite a spus treaba asta. Mă trag dintr-un ținut care cultivă porumb și bumbac și scaieți și democrați. Elocvența spumantă nici nu mă convinge, nici nu mă satisface. Sunt în Missouri, trebuie să-mi arăți. Și asta a rămas de la el. Trebuie să-mi arăți. Sunt în Missouri, trebuie să-mi arăți. Adică m-am săturat de papagalul ăsta, care e cel mai recent, că nu o să fie ultimul. M-am luat eu de dană la nu știu cum de la liberal, care după ce a vizionat caseta aia în care procurorul compunea denunțul fără să-l mai asculte pe denunțător, a spus, dom'le, nelocventă treaba. Păi ce vrei mai mult de atât? Era în serviciu comandat. Stat la alta. Știți că m-am cam luat eu puțin de Radu Ciuvisa, Radu Tudor. Ăsta mi se pare are o cheie de viteză, nu știu unde. Și câteodată reacționează suspect din punctul meu de vedere. Aveam un invitat Ciuvica care a spus despre faptul că un penal român stătea la masă cu ambasadoarea Olandei. Știți că a apărut în presă de revion. Imediat Radu Tudor a sărit. A spus că la cele revelion erau 400 de persoane, așa că e irelevant. Mă, Radu, mă, Tudore, mă. Chiar la masa ambasadorului Olandei se dă cu banul ce se așează acolo? Las-o așa. De fapt, i-a dat și Ciupica peste nas după aia. Că ulterior s-a descoperit că mai sunt și alte poze în care ambasadoarea apărea împreună cu penalul. Erau prieteni de familie. Copiii lor erau la aceeași școală, doamna ambasador era prietenă cu nevasta penalului, dar Radu Tudor, unde avea cheița? De-a avut reacția asta spontană și necugetată. Rușine, mă! A fost un film care m-a impresionat. Numai că nu mai știu titlul. În orice caz e vorba de un adventist care în al doilea război mondial a intrat voluntar în armată, dar a refuzat ca să pună mâna pe armă. Și a trecut pe multe contre de partea colegilor, a superiorilor, el a continuat să refuze să pună mâna pe armă. Și atunci s-a specializat pe post de sanitar. Și a reușit performanța la Okinawa, că se băteau cu japonezii, în 1945, să salveze 75 de răniți. Rezultatul a fost decorat cu medalia de onoare a Congresului. Președintele Truman. Frumos. Frumos și la adventistul ăsta și frumos și la ăștia că au trecut peste faptul că ăsta a refuzat să pună mâna pe armă. Fiul bun. Desmond Doss îl cheamă pe ăsta. Asta e dacă Google mă ajută. Da. Da-ți dezmontă și sunt multe linguri care explică și pe față și pe jos problema. Sau la alta, e un mitocan, Cerban Nicolae, mitocan de București, de toate muncitor, e la Ponica muncitor și e mare sănător, sau nu știu ce dracu e, făcut dreptul, e mitocan. Să taxezi modul cum a vorbit cu femeia aia.
Aia de la USR, isterica aia. Apropo, și aia e tot mitocancă, din punctul meu de vedere. Coset. Însă, din alt punct de vedere, mitocanul. Șerban Nicolae, din punctul meu de vedere, s-a scos. Că a propus niște amendamente la legea 303 din 2004 în legătură cu răspunderea magistraților. Articolul ăla celebru 96. La punctul 8, după ce prejudiciul cauzat de o eroare judiciară a fost acoperit de stat, Ministerul Finanțelor se întoarce în mod obligatoriu pe cale juridică împotriva judecătorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciară. Hai și aici o treabă, că domne, eroare deosebită, nu știu cum. Mai țineți minte pe ciomul? Chirurgul ciomul. E, pii de operații, le-a făcut cu succes. De la un moment dat l-a apucat pe ăsta și a făcut așa cu bisturiu, harcea partea penisului. N-a contat în balanță miile de operații. Nu, a făcut-o pe asta. Out? Așa e și aici. Nu accept în meseria asta eroare. Ești plătit să n-ai eroare. Să gândești că nu ești contra cronometru. A, că judecătorii judecă contra cronometru, asta e cu tot altceva. Dacă așa vor ei. Am văzut. Vin cu roaba cu dosarele. Și alocă 5 minute și tap, 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 next, 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 next. Nimeni nu îl împiedică, chiar dosarul dimineața la 8 și la prânz să zică ne mai întâlnim o dată că încă nu m-am lămurit. Dar toți a trebuit să facă așa. În Franța s-a întâmplat treaba asta cu vameșii. Au vrut ăștia ca să le să mărească salariul. Și conform legei, nu aveau voie să facă grevă. Și atunci au făcut grevă de exces de zel. Adică controlau toate mașinile exact așa cum ca la carte. Rezultatul, făcut niște curs de kilometri de mașini care așteptau la vamă. Și atunci ministrul finanțelor a zis, ce vreți voi, salariu? N-au văzut cât vreți, dați drumul la mașini. Interesant, nu? Și ne acuzăm noi, și eu, că românii sunt bătuți în cap și pricep greu. Dar mă uitam la lucru. În 2016, britanicii au votat cu 52 contra 48 ca Brexit-ul. În 2016. În 2017 s-a făcut un sondaj. Și numai 41% mai doreau să meargă pe Brexit. Că râdeau ăștia de ei, că după ce au votat Brexit-ul, a doua zi s-a blocat Google. Că toți englezii întrebau ce la Brexit. Așa că nu-i monopolul nostru prostia. Sau la alta, magistratul statistica. În topul creșterii traficului aerian în 2016, România cu 20% ieși. Și-a rămas cu o deprindere înainte de 89, apropo tot de trafic aerian. Era o revistă Lumea, care eram abonat la ea. Bună, da, normal cu tendință ca să iasă comunismul victorios. Și acolo a apăruse tot așa o statistică că în România erau mult mai puține accidente aviatice decât în Franța. Și m-am uitat la statistică invers. Am căutat puțin, am găsit datele, că era un mic amănunt.
În România, toate avioanele care zburau într-un an în țara noastră nu echivalau cu avioanele care zburau într-o oră de pe ori din Paris. Păi cine dracu cum și de asta? Că bănuiesc că sunt țări care nu au nevoie să mai construiască autostrăzi. De ce? Că au de ajuns. În Germania. Păi rezolvată treaba de pe timpul lui Hitler. Acum nu se omoară să mai facă autostrăzi. Nu mai au de ce. Sunt rezolvate. La noi e problema. Și la noi e o statistică bună. Dacă am scos 10 km de autostradă, domne, față de anul trecut am mărit numărul de kilometri cu 30%. Că atunci am avut 2 km. Mi-a plăcut unul care spunea, dacă ai cifre suficiente, poți dovedi orice. Sau la alta, chiar la diverse. Un tânăr a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a introdus aer comprimat în anus, un pistol. El a vrut să răcorească și a făcut o glumă pe fundul lui. S-a afectat mai multe organe, în special colonul. Ăsta, în mod normal, trebuia să răcorească punându-și pistolul în gură. Că mai se rog dracu neuronii din cap. Că ăsta votează, mă sigur. Da. Feleș Grăbiș, am ajuns la minutul 26, mă opresc. Am mai multe însemnări interesante. Scoate schema asta cu oamenii politici, dar sunt câteva care sunt fabricate de mine. Cu raționamentele mele sunt interesante. Cel puțin așa zic eu. Și, în primul rând, trebuie să-mi pun la punct studiul. Că anul trecut, în decembrie, l-am desfințat, reinstalând sistemul de operare, s-a dus dracu studiul. Și acum sunt cu niște improvizații care încă îmi fac probleme. Rolul acestor însemnări ale mele se păstrează însă. Am deschis o ușă și astfel oricine poate să intre să meargă mai departe decât am reușit eu. Am rol de catalizator. E o gură de colibaș și poate începi să gândești altfel. Nu că te-ai de... Se apare altă ușă, altă posibilitate. Că dacă nu zice colibaș, uite și uite ușa acolo, poate nu-ți dă prin cap, că stai toți cu capul blocat în partea lor. Nu că ești prost. Dar din anumite motive nu treci în partea aia. Atât. N-ai zis o treabă, ai zis omul de film. Și mi-a plăcut încă un citat. Ați observat că sunt foarte critic față de mine. Chiar față de fetele mele, că l-am luat și pe ăsta în gură de câte ori pe aici, cu o totală lipsă de respect, că sunt fetele mele. Și mi-a plăcut un citat. Cine s-a învrednicit a se vedea pe sine în sus, este mai bun decât cel care ce s-a învrednicit a vedea îngerii. Adică ăștia care își trag. Doamne, 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 Doamne. Eu mă analizez în permanență pe mine. Eu sunt cel mai al dracului controlor al meu de calitate. Eu sunt primul care mă enervez dacă fac o greșeală. Noroc că sunt puține, după câte știu eu. Ați m-auzit de vreun blog la care există un folder dedicat numit Beduri în gândire? Unde sunt perlele mele scoase de mine? Și eu l-am trecut acolo, că am spus niște tâmpenii. M-a obligat cineva? Nu, eu m-am obligat pe mine. Autocontrol. Tate bune, cum am vorbit 30 de minute și o zi, dacă se poate, toate să le-am așa. Bicicletă, driftul,
însemnare la muncă manuală și pentru o însemnare aici, până mă descarc. Eu sunt mulțumit că scârței, știu, să vedeți ce cerche până mă scol de pat, până mă basculez pe verticală, când mă culc, când mă așez, aud o păială pe șirea spinării și știu să le număr. Până e a patra oară, nu mă întorc, că atunci s-au îndreptat tablele. Dar trebuie să tratezi problema cu umor, că dacă nu tratezi cu umor, tot dracul ăla e. Ne mai întâlnim. Promit? Am zâmbit.